merge să crede spre mine, că pot observa acel tip de elemente care în general pot trece neobservate. De regulă, în viața de zi cu zi, ne întâlnim cu tot felul de situații, tot felul de contexte care un om obișnuit ar putea să le ignore. Pentru mine, ceea ce creez este o formă de eliberare, pentru că creez un spațiu în care să evadez și astfel îmi creez o lume ideală. În prezent, iau elemente din realitate de care spuneam și o transpun în ipostaze neașteptate. Public Privacy, un program gândit drept a fi deschis publicului, în care intervenția asupra imaginii spațiului a fost adresată publicului larg în timpul expoziției intitulată Later Edit de la Cunsale Bega, Timișoara, un program curatoriat de către Maria Uroșantelea. Scopul acestui exercițiu a fost de a crea un spațiu imaginar în care participanții să expună prin desen intimitatea propriei locuințe. Putem considera faptul că este o altă modalitate de conștientizare a timpului petrecut considerabil mult mai mult în intimitatea propriilor locuințe. Un timp care a facilitat observarea unor elemente noi sau descoperirea unor noi compoziții care să modifice spațiul și modul de percepere. Camera din desen, deși arată precum o simplă cameră de locuit, este de fapt un spațiu public în care fiecare participant și-a adus un anumit raport în amenajare. Un spațiu privat devine implicit un spațiu public. Proiectul propus în cadrul rezidenței Școala de Acasă Hundorf este unul poate dintre cele mai sensibile proiecte pe care le-am dezvoltat în ultimii ani. Am pornit acest demers ca prin analiza frontoanelor caselor din satul Hundorf să descoper bogăția ornamentală a acestora alături de, din păcate, multitudinea degradărilor adunate în decursul ultimilor zeci de ani. Îmi doresc să trag un semnal de alarmă asupra acestor bijuterii arhitecturale și îmi doresc cu atât mai mult să sădesc în sufletele oamenilor din sat conștientizarea frumuseții și a patrimoniului pe care îl dețin, dar mai ales a identității lor. Shaping the Land of Man, în colaborare cu Institutul Cultural Român din Istanbul, propun un nou proiect al cărui subiect sunt efectiv granițele fizice și culturale ce definesc ceea ce consider a fi caracterul țărilor balcanice.